Pregătirile sunt întoi la cantina de ajutor social din Târgoviște, pentru ca și persoanele pentru care procurarea alimentelor este un efort material considerabil să poată avea de Paște pe masă cozonac, miel, dulciuri sau ouă roșii. Românul să aibă și de toate pe cantina de Paște. Și ați cu ouă roșii. Cu ouăle roșii, cu o ceapă călită, cu zarzalatul curățat, pregătit. Așteptăm să înceapă să lansăm. Cum merg pregătirile? Super. Cei de la cantina de ajutor social au pregătit un meniu cu preparate tradiționale și pachete de Paște cu fel de fel de bunătăți. Meniul va fi unul mai bogat decât de obicei și va include și mâncare tradițională. Nu vor lipsi borșul de miel, friptura, drobul, cozonacul și, bineînțeles, ouăle roșii. De Sfintele Sărbători de Paști, pentru toți beneficiarii cantinei de ajutor social, am pregătit un meniu îmbunătățit, constând în tradiționalul borș de miel, friptură de miel la tavă, drop de miel, pulpe de pui la tavă cu garnitură piure de cartofi, cozonacul cu nucă și stafidă, ouăle roșii și iepurașul de ciocolată. Pentru ca și hrană rece, pentru celelalte zile, avem ciocănele de pui, pulpă de porc dezosată, telemea de vacă, legume precum ceapă verde, salată verde, ridic de lună, cartofi și morcovi, o caserolă de icre, ulei, făină, zahăr, roșii în bulion de cojite și pâine. Acest meniu este valabil în perioada 22 aprilie-26 aprilie pentru beneficiarii cantinei de ajutor social hrană caldă. Iar pentru beneficiarii cantinei de ajutor social la pachete, avem un meniu. În perioada 21-27 se distribuie aceste pachete o dată pe săptămână și avem un pui, pulpă porc dezosată, cârnați oltenești, cașcaval, ouă roșii și ouă albe, iepuraș de ciocolată, cozonacul cu nucă și cacao, legume, ceapă verde, salată verde, ridic de lună, cartofi și morcov, icre, făină, zahăr, ulei și roșii în bulion de cojit.